Pe ziua! Pe ziua! Așa, perfect, aici cred că o să fie bine. Am înțeles că este sărbătorită cineva astăzi aici. Așa, Monica. Te rog mult, alături de noi. Așa. Așa, este foarte bine. Sărbătorim ziua de naștere astăzi. Așa, atingi majoratul, este o vârstă foarte importantă, așa, și o etapă nouă de viața ta. Să știi că cineva s-a gândit să te surprindă până acum. Da, și să vedem cine. Mama? Da, este corect. Din partea mamei, cu emoții, dacă să ajungă acești trandafiri foarte frumoși pentru tine, da, și să fie frumos, să nu mă ajuți. Avem și o jucărie moale, da? Și, evident, torta de sărbătoare, ca să o pun mai deoparte, să fie comod. Și rugămintea mamei de a da citire acestor cuvinte pentru tine. Raza mea de soare, picătura mea de rouă, inspirația mea, dragostea mea, fiica mea, te felicit cu ocazia zilei de naștere. Îți doresc din toată inima să fii cea mai fericită pe pământ. Să iubești și să visezi. Să zâmbești și să cânti. Să te bucuri de viață și să mergi spre realizarea visurilor. Să știi să te distrezi și să ai prieteni bine alături. Puiul meu, fie ca totul să se îndeplinească exact așa cum vrei. Norocul să-ți țină companie, iar eu voi fi alături mereu. O să te las și trebuie să-i spune mami. Să-i mulțumesc, mami. Nu ai cuvinte. Nu a rămas rămasă. Ce vrei să-i spui? Vreau să-i spun mare mulțumesc și că o iubesc la fel de mult și mi-este dor. Emoții frumoase. Dragi ai rămânit cu un zâmbet pe față și bucură-te că la distanță, evident, este alături de tine și asta o face și în grup, în fiecare clipă. Venim și noi cu sincer și frumos la mulți ani. Și cum o spunem noi de fiecare dată, dacă o să fie să prinzi, să prinzi doar de bucurie, să ai prieteni, oameni buni alături și să-ți realizezi visurile, evident, care ai pus. La mulți ani, scăpă!